Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod din Assassin's Creed 4 Black Flag. Data trecută țin minte că, de fapt țin minte, wow, nici nu e ca și cum aș filma episodul ăsta imediat după anteriorul, dar nu contează. Voi o să-l vedeți la intervale de două zile. Deci, na. Bun, hai să vedem aici, deci ăsta e meniu, harta nebuniei, chestii. În episodul trecut am capturat acel fort, ne-am bătut cu corabia foarte, foarte șmecheră și, na, ce pot să zic, facem șmechereli, tâlhării, facem niște tâlhării, hai să vedem. Deci noi suntem aici, bla, 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 avem misiune, bribe. Yep. L-am mituit, dar oare cu ce? Gogule! Mamă, deci ăsta, what? Ok, nu mai zic nimic. În orice caz, ăsta, cred că e primul om pe care îl văd că nuată în apă, în Assassin's Creed. Deci, dacă țineți voi minte, sau mă rog, dacă ați jucat alt Assassin's Creed, știți că oamenii când pică în apă mor, nu știu de ce, dar în fine. Bun, hai să vedem. Toc, n-avem ce să tocuim cu băiatul ăsta. Hop. Așa, ne urcăm pe corăbiuța noastră foarte șmecheră. Oh my god! Holy shit! Hai mă. Holy shit! Bă, dai că am distrusă, bă! Nu-i bine, no. Ok, hai să ne mișcăm sus aici. Da, știu. Hai, să-i dăm bice. Da, am uitat să precizez. În episoadele trecute știți voi că, mă rog, episoadele de acum o lună, două, de fapt toate în afară de anteriorul. Wow, acolo e furtună totuși, wow. Cum să vă spun eu, știți voi că erau filmate în 1080p, dar mai era singura serie în 1080p, în fine, și stăteam foarte mult la upload și așa că am renunțat la 1080p și am trecut la 720p, însă în 60 de frame-uri, pentru că știu că vă place foarte, foarte mult să vedeți un clip în 720p, mă rog, în 60 de frame-uri, mai bine zis. S-a văzut foarte bine episodul trecut, adică după părerea mea, probabil și voi sunteți de aceeași părere. Uite pe șișuri, așa că vom continua în 60 de frame-uri toate clipurile. Bineînțeles, dacă nimerim vreun joc care se mișcă foarte dubios și nu e optimizat și nu trece de 60 de frame-uri, bineînțeles că pe ăla nu îl vom filma în 60 de frame-uri. Este logic, dar în general le vom filma în 60 de frame-uri. Bun, hai să... Na, trebuie să mai ocupăm un pic cu timpul cât timp călătorim aici pe mare. Nu o clipită, să vedem unde trebuie să ajungem noi. Deci suntem acolo și trebuie să facem mocolișul insulei să ajungem în Kingston. Ok, my friend. Ok, my little friend. Hai să vedem, ascultăm muzică. Muzică de pirați. Ok, acolo e furtuna, văd. Mamă! Și ce furtună! Ce furtună! Da. Nu ne interesează... Holy shit! Tulio. Ne atacă băieți ăștia răi. Bă, firați voi să fiți... Bă, noi nu mai avem viață, bă, acum văd. Tulio, bă, ce fac, bă, gogule, goguțule. Ce faci, dumneata? Ok. Muzică de pirați aici, intensă. Nu mă întrebați ce fac eu aici. Încerc și-o, bă, sigur n-am luat-o în partea opusă. Nu, hai că e bine. E foarte bine. E foarte, foarte bine. Să avem grijă să nu ne bușim iată stâncile astea, pentru că știți că sunt în stare să fac gafe din astea.
Naval Fort. 4 defenses destroyed, 0 din 9. Bă, crezi tu, frate, că stau să mă bat cu fortul ăla cu atâtica viață? Nu, 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 nu. Nu, 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 nu astăzi. Nu astăzi, my friend. Ok, hai că... Ia. Yeah. Nu vă nimic. Sper că fi fost ceva de balenă, vreo ceva. Ok, hai. Trebuie să încercăm să ajungem acolo. Sigur o să ne pleznească vreo corabie, vreo ceva. Dar ce să-i fac? N-am ce-i face. Nu am ce-i face. Hai, dă-i. Ok, trebuie să ajungem pe partea altă. Bun. Bă, dar dacă s-ar mișca și corabia asta un picuț mai repede, trebuie să facem upgrade-uri. Oh! Nice, nice, frumos, frumos, frumos. Foarte mișto. Trebuie să-i facem niște upgrade-uri, niște chestii. Bă, dar nu știu, cred că l-am lăsat pe generalul Torres, ambasadorul Torres, cred că... 2. Accept, ok. L-am lăsat pe Torres acolo. În fortul ăla al nostru, acaparat, da? Plin de pirați, plin de nebunii. Sperăm că nu fuge și, nu, și că nu face vreo șmecherie. Hei. Oh, Kingston! Suntem în Kingston! Ia, ce frumos e! Vai, vai! O bucurie este plin pe aici, ia! Chest, tavern, viewpoints, assassination, contracts, bla bla bla, ne interesează momentul de față. Vreau să ajung acolo, hai să admirăm un pic cu priveliște, wow! Wow, frumos, frumos, de te bă. Hard Pirates, nu ne interesează. Ne întâlnim cu... am uitat cum îl cheam pe ăsta. Ia. Yeah. Se vede. Uită-mă. Carrying a portion of the ransom, saying the rest is close behind. When we see the sage, you bring in the rest of the gold, make the swap and get out. I'll be watching all from close by. No, Kemmer, you run this scheme alone, at the risk of losing the faith of your crew. It makes me ill to think of you bartering with that wretched slaver. Come on, mate. Once we have the sage, we'll all be rich. Not if young Master Kid gets to him first. Kid? Hmm. Jesus. That lad's here to kill him. Edward, what the hell are you doing here? Tailing these men to this... Ok, hai să-i urmărim pe băieții arăi. Nu-i văd... Ah, uite-i. Aha! Ia! Nu știu cine să știe. Ăla-i Torres. Și ăla nu știu cine e. Ăla-i un țărănui, un ceva. Habar n-am. Ok. Hai, repede, repede. Hai, hai, hai! Oh, cât m-am urcat eu pe case de-astea în multiplayer, vai, vai, vai. Hai, mă. Ce cauți, bă, cu ogule în pom? Așa, ia. Încă un tâlhar, a? Opa. Ok. Opa. Ok, perfect. Ia avem aici pe băieții noștri, Leap of Fate. Să facem și un Leap of Fate imediat. Să vă să... Poate ne vede urma. Umbra, pardon, ia uite. Ne, uite, boscheți acolo. N-a scăs proști ăștia. Hai, opa! Hmm. Hop, ok, frumos așa, elegant. Negant, încet. Trebuie să ajungem în boschețea imediat. Uite. Hap! Forgive my impatience, but how far is it? We are nearly there.
Oa? Mosto sabie. Nu cred că era de la noi, în fine. Oh. Șș. Bă, 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 poate ne văd ăștia. Ne văd ăștia aici, nebun. Șș. Ok. Ce s-a întâmplat acolo? Ok, habar n-am. Habar n-am ce s-a întâmplat acolo. This is not to say I believe in the natural equality of all races or sexes. Truly men with talent and intelligence should lead. But there is no true profit to be gained by the practice of slavery. In the short term, it makes us money, see. But in the long term, it will render us the victims of our own success. But you and I, sir, old as we are, will not live to see that unfortunate day. Come on. Bă, 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 gogule! Huh! Hai! Șt! Taci, bă, băiatule! Să nu te aud! Că e colom pe aici, încetişor, așa, cătinel, cătinel! Să nu ne audă băieții! Așa! Ok, watch your step, boy, bla bla bla! Frumos! Stai pe bancă, stai pe bancă! Așa, Asta a fost aproape. Ok. Bă, e bine. E bine, până aici e bine. Ne rescurcăm, facem misiunea foarte, foarte elegant. Bă, sper să se vadă bine, pentru că momentul ăsta merge cu 50 de frame-uri. Și n-ai cam dubios să meargă în 50 să filmez 60, da? Vedem. Vedem, vedem. Oba. Șt. Taci. I'm one of a number of civil servants in my family, a long line of politicians. Șt. I have always toyed with the idea of entering politics. Ah, fuck. Only I fail I have too much money. Touch. Fush, 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 fush. Hai, hai, hai. Așa. Huh. Mama. Ok. But let us not overesteem the honors forged and won on the battlefield. That skirmish was a deadly one, and a tremendous waste of coin and resources. Bine că nu ne-au văzut măcar. It wasn't until many years after that I sheathed my sword in favor of a far safer and yet more profitable venture. Capital and resources, that's where money is made. And sir, let me tell you, on the board... Shh, fush, 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 fush. Poate nu ne văd de aia. Opa. Ac, ok. Bun. Taci. A, uite pe unul acolo. A, ăsta-i kid ăla, bă. Lul. Hai, bă, un checkpoint în ceva vreau. Hai, bun. Ăsta cred că e sclavul ăla sau nu știu, de l-a găsit pe... Habar n-am, nu știu cine e ăla. Azi că mă uit odată și văd. A, în sfârșit, mă. This is a portion of the ransom. The rest is close at hand.
It pains me to traffic someone of my own race for profit, Mr. Torres. Tell me again, what has this Roberts fellow done to upset you? Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with? Perhaps another day. Opa. Next time, see to it that we are not followed. Deal with this! Ok. Deci moștul e destul de perspicace, aparent. Știe el ce știe. Ha, bă, să vezi aici, bătaie. Pac! Jap! Așa, click. Știu că era cu... Bam! 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 Jap! Ok, nu mai știu cu ce apăsam. Apăsam parcă pe alt. Ok, parcă pe ăsta. Tulio! Ah, cu shift, mă. Hai. Ne învârtim în jurul lui. De. Ăla-i, he-he. O, ce nebunii facem noi aici. Oleo, Tulio! Ok. Mă, trebuie să-l prindem pe bolovanul ăsta. De fapt, pe femeia asta, pentru că... N-am mișcă! Mamă, ce hoț e, bă! El aruncă cu bani. El aruncă cu bani să mă încetinească. Nu știu ce-o fi fost acolo, dar m-a prins, dar mă rog. Pentru cei care nu știu, astea sunt și abilități din multiplayer. Și dacă vreți, v-am zis mai demult că... O să jucăm și niște multiplayer după ce terminăm seria. Da? O să jucăm și noi niște multiplayer. Super jumecher, deci vă zic de pe acum. E genial, am jucat o grămadă. Și... Hai bă! Am jucat și... ce am jucat? Deci Brotherhood multiplayer. Ăla... Mi s-a părut absolut genial. Fail to protect allies. Care-s allies? What the fuck? N-a zis mă să-l prind pe ăla. Fail to protect allies. Nici un killgun. Ha, frate, mi-a să-l prind, atât. Cum îl prind? Cum îl prind? Ia. Mamă. Cum îl prind? Ia. E, hai! Ce hoț e el. Și-l prindeam la faza aia, mă. Mi-a dat smoke bomb. Aia pe multiplayer e foarte... Foarte calmă. A. Hai da, hai că acum știu pe unde e. Și probabil o să ia prin același loc. Yes! Am prins repede. I can't let you kill those men, kid. Not until I found the sage. I've been stalking that pig for a week now, charting his moves, and here I find not one but two of my targets and you rob me of both. Patience, man. You have your kills. When I locate the sage, you're helping me take Grins. Got that? Okay, what the fuck? Dubios. Ok, dar aici este momentul să încheiem și noi acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!